Cristina, Alexandra și Izabela au venit pe lume la sfârșitul lunii trecute la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Cazul lor este unul foarte rar. Aici nu s-au mai născut tripleți în ultimii 20 de ani. Nimic nu părea însă să anunțe o soartă dificilă pentru ele, până într-o zi când cea care le-a dat viața și trebuia să vegheze asupra lor, pur și simplu le-a lăsat în spital. Motivul: nu are bani să le crească. Astfel, micuțele au rămas în grija asistentelor din cadrul secției nou-născuți. Se apropie evident momentul externării. Aici a apărut o problemă. Mama nu vrea să ia fetițele acasă pe motiv că mai are 3 copii acasă și că nu are cu ce să-i crească. Ideea aceasta a abandonului unor copii pe care îi faci este un lucru care se întâlnește numai la oameni, pentru că pe planeta asta niciun animal nu-și părăsește copiii. În ultima vreme se constată o tendință crescută în a lăsa copiii în maternitate. În aceste condiții, soarta micuțelor este una incertă. Pentru moment însă, acestea vor fi duse într-un centru de plasament al Direcției pentru Protecția Copilului Mehedinți pentru a fi date spre adopție. Din păcate, mii de copii trec printr-o astfel de situație. Anul trecut în România s-a înregistrat cel mai mare număr de micuți abandonați la naștere din ultimii 10 ani. Mai mult decât atât, alți peste 11.000 nu au fost recunoscuți de către tați. Abandonul apare ca o consecință a sărăciei sau a bolilor, arată cel mai recent raport al Uniunii Europene cu privire la țara noastră.